Există în proiect legislativ un cazier de mediu unde să fie trecute persoanele, mașinile, companiile care se ocupă de activități criminale în zona de mediu. Noi trebuie să înțelegem că în România mor anual 30.000 de oameni din cauza poluării, statistic dovedit de Europa. În fâșia Gaza, în urma conflictului armat, au murit 34.000 de persoane. De la începutul conflictului în Ucraina au murit undeva între 11 și 14.000 de persoane, civil vorbim. Ori la noi mor în țară de 3 ori mai mult sau de 2 ori mai mult decât mor în Ucraina în urma războiului, din cauza poluării. Oameni care nu au nicio vină, copii, bătrâni, nu contează, nu contează banii pe care îi ai, nu contează statutul social, nu contează absolut nimic în momentul în care inhalezi un aer extrem de poluat și generează afecțiuni majore sau chiar cancer.